Mea, Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea, toate videoclipurile, like-urile, comentariile, distribuirile sunt și vor rămâne absolut total, total gratuite. Deja mi-e cald, deci a <laughs> început bine. Eu, acum când filmez, este vineri, ca de obicei, voi veți vedea acest videoclip undeva pe seară. Iar parfumul zilei mele de astăzi, după cum v-am obișnuit, vine de la casa Hadlaj. Gama se numește Le Prestige, iar astăzi port Empress. Empress ce vine... da, n-am adus cutia dar altă dată cu altă ocazie, pentru că oricum vom vorbi pe îndelete și despre acest parfum. l am de ceva timp, vedeți cât am consumat deja din el. Um, nu a făcut parte din um, pachetul, coletul de PR al casei Hadlaj, este cumpărat din bănuții mei și acei miroase acest parfum. În opinia mea, și după simțurile mele, și după percepția mea, în primul și în primul rând, în este un parfum total, total unisex, și este genul acela de ADN olfactiv, profil olfactiv undeva între uh, Bulgarii Tiger, Tiger, cum vreți voi să-i spuneți, și Sospiro Vibrato. Da? Deci, fresh, citric, de vară, în care te poți îmbăia, pur și simplu. Te îmbăiezi în el și nu deranjezi pe absolut nimeni. Și da, e, din nou, în opinia mea, un must have la 40 plus de grade. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați în momentul în care veți vedea acest videoclip. Și aveam pe aveam în agenda de idei pentru clipuri un videoclip, un videoclip de tipul uh, top best of sau cea mai bună uh, variantă pentru ADN-ul lui Gris Charnel, da? de la BDK. Am aici alături de mine 2 4 5 parfumuri inspirate și numărul 6 este o mențiune specială, dacă doriți, unde s-ar putea să mi-au -mi ceva hate, deoarece, în opinia mea, și pentru simțurile mele, și pentru nasul meu, ultimul parfum are ceva din ADN-ul lui Gris și fără a fi o inspirație pentru acela. Dar discutăm pe larg când vom ajunge la ultimul parfum. Începem! Cu un decant din originalul Gri charnel de la BDK. Am aici un decant de 10 ml, și mai precis este al doilea decant care l -a. De ce? Pentru că am zis. Primul l-am terminat, da? Am avut toți 10 ml din Gri charnel. L-am terminat pe repede înainte, deoarece. Uh, pe cât iubesc eu acest ADN, pentru că pur și simplu sunt îndrăgostită. Profilul acesta olfactiv, nu știu, are acel ceva, are ceva ce mie îmi place enorm. Este o aromă total, total unisex, dar până trecem la descifrarea fiecărui parfum în parte, de ce sunt la al doilea decant? Pentru că l-am pe primul pe repede înainte, în speranța că Poate voi prinde mai mult de acele două ore. Da. Pe mine, pe pielea mea, uh, acum din nou, dacă sunteți iubitori, iubitoare a lui uh, Grish Arnel de la BDK, nu dați cu pietre în mine. Și eu, la rândul meu, iubesc acest ADN, însă nu, nu știu, pielea mea nu rezonează cu el, nu înțeleg ce se întâmplă, pur și simplu... Pe mine gris Arnel, original stă două ore cu siaj de 30-40 de minute, da? Deci asta este experiența mea cu originalul casei BDK la capitolul performanțe. Însă, până la performanțe, hai să vedem cum miroase, da? Iar încep cu da, bun, da, iar încep cu da, da. Um. Doamne Dumnezeule, pentru că da, este acela ADN care, nu știu, mă obsedează, pentru mine este all season, pentru mine uh, merge, dacă ar avea picioare și ca parfum uh, semnătură, este total, total unisex, este ceaiul acela negru cu smochină și cu cardamom proaspăt pisat, presărat pe deasupra, da? Deci deschiderea pur și simplu cam... Cam despre asta este, este vorba. Fiind spicy cremoasă, dacă ar fi să descriu uh, deschiderea lui Gris Arnel în câteva, uh, în câteva cuvinte. Însă, pe măsură ce se dezvoltă, cremozitatea acestui parfum crește, dacă mă pot exprima așa. Deoarece aici intervine un. Um, Vartet, să vorbim mai așa, mai fancy, uh, un quartet de note și anume ceva lemn de santal, boabe tonca, iris și smochina, care da, se simte în continuare. Ei bine, aceste patru note, smochina, iris, lemn de santal și boabe tonca, um, cum să spun eu... Îi dau o cremozitate fin pudrată, dacă are sens, dar, din nou, dacă sunteți domn și nu ați, nu ați testat încă Gri Arnel sau ceva inspirat din acest parfum, nu fugiți de acest ADN olfactiv pentru simplul fapt că eu am spus ceva fin pudrat. Este cremos, dar. Este fiind pudrat, pentru că este irisul acela care dă uh, treaba aceasta, fiind de tot pudrată, dar imaginați-vă uh, un spa, da? Am mai spus eu în alte videoclipuri treaba aceasta. Imag, imaginați-vă cel mai luxos spa unde sunteți uh, tratat uh, tratate, regește și așa mai departe, um, dar înainte de uh, masaj, uh, aromaterapie și așa mai departe, sunteți serviți, cu servit, servite cu un ceai negru, câteva felii de smochină și e ceva ce mă duce cu gândul mai degrabă, nu știu, e ca și cum ai ceaiul acela negru, da? aroma ceaiului negru în sine, gata, preparat, în cană, în pahar, începeți dumneavoastră, căruia i-ai adăugat foarte, foarte puțin lapte. Da? este pur și simplu izul acela, ceai latte dacă vreți, da? dar eu mai degrabă aș merge după uh, atâtea purtări și atâtea testări și așa mai departe, uh, nu merg chiar atât de mult către zona lui unui ceai latte, ci mai degrabă merg pe metoda clasică între ghilimele, ceai negru căruia îi adaugi 5-6 picături de lapte. Da? Cremozitatea aceasta, o cremozitate fresh fiind de tot pudrată. Um, e genul acela de aromă, cum să spun eu? Confortabil, dar sexy totodată și intens, dar ușor totodată. Da? E ceva ce nu deranjează nici pe 40 de grade. Um, și la fel își face simțită prezența chiar și la, nu știu, 10 grade. Da? Pentru, că, pentru că, virgulă, câteva din aceste parfumuri inspirate le-am purtat și pe vreme rece. Și da, de, de aceea am spus de la bun început, în opinia mea este genul acela de ADN all season. Da? Nu, ai, nu, ai, limită, nu, nu e ceva ce poți purta strict vara sau strict iarna sau așa mai departe. Bun, am vorbit aproape 10 minute strict despre ADN-ul lui Gris Arnel Iar acum, luând fiecare parfum în parte, voi spune decât plusurile și minusurile sale da, Așa cum, cum le percep eu, totul este prin propriul meu filtru, dacă doriți Bun, începem cu un parfum al casei RIFS V-am făcut în acest videoclip unboxing-ul, nu unboxing. V-am vorbit despre ele pentru că nu am rezistat atunci când am comandat uh, mon colecțion de Montano Absolu, că nici nu mai știam cum se intitulează domnul, și Gemini, și v-am făcut clipul separat. Sticluța sa este aceasta genul acela de sticlă foarte, foarte masivă, da, pentru că e foarte grea, iar nebunia aceasta de căpăcel, foarte, foarte fain. Din nou, în opinia mea, da, strict în opinia mea, este din metal treaba aceasta, a ajuns și pe mâinile juniorului, dar na, vorba aceea, fiind metal, încă rezistă. Bun, Notele acestui parfum, dacă le voi găsi, le voi insera, dar uh, v-am spus și în videoclipul în care v-am vorbit despre el că site-urile unde l-am găsit, site-urile care îl comercializează, au listate cu totul și cu totul alte note ce nu au nicio legătură. Da? Atomizoarele sunt un 8 din 10 și, da, este un parfum categoric inspirat din ADN-ul lui Gris Arnel. Ce avem aici? Smochina de aici, sinceră să fiu, în comparație cu restul parfumurilor inspirate, mi se pare o idee, hai să vă spun în procente cum o fac eu de obicei, ca să înțelegeți cam cât de gravă între ghilimele este situația, Um, smokina de aici o percep un 10% mai sintetică față de uh, restul uh, parfumurilor din clipul de astăzi. În rest, se păstrează pe aceeași linie, doar că, um, din nou, smokina este un 10% mai sintetică față de uh, restul parfumurilor, iar cardamomul este foarte, foarte fad. Da? este, dar nu este deschiderea aceea de ceai negru smochină și cardamom. Ar fi o deschidere mai mult, cum să spun eu, ceai negru și smochină, iar cardamomul în tot timpul acesta este undeva în fundal, da? Este foarte, foarte vag detectabil și credeți-mă că normal mi-ar fi sărit în nas din prima, da? Dacă era um, în doza care trebuie să mă exprim așa, deoarece eu iubesc nota acordul de cardamom în parfumerie. Dar, în afară de aceste două minusuri, plusuri, depinde în ce zonă și depinde ceea ce preferați într-un parfum, este pe aceeași linie a lui Gris și Arnel, doar că vanilia de aici mi se pare o idee mai lemnoasă. Da? Este cremos, dar cum să spun eu? Este, dacă vreți, 70% lemnos, 30% cremos. Da? Pe când originalul Gri Arnel, eu îl percep în, la egalitate. 50% cremos, 50% lemnos. La Montano de Absolut de la Rives, balanța înclină puțin altfel. Dar, da, categoric este un parfum. Din acel film, din uh, uh, clanul lui Griș Arnel, <laughs> ca performanțe, în legătură cu acest parfum, pe pielea mea. Uh, experiența mea, proprie și personală, uh, Montana de absolut duce undeva la 6-7 ore cu un siaj de o oră și jumătate. Da? Nu este acea bombiță sunt nicio formă, clar nu. Dar pentru prețul său, uite, chiar nu mai am idee. 120, 130 de lei pe undeva pe acolo. spun deoarece veți vedea că avem alte variante mult mai ok. Dar nu e rău, da? Deci categoric nu este rău. Și de asemenea, treaba cu smochina, un 10% mai sintetic, cum să spun eu, dacă ești genul, nu știu, pentru care parfumul este un accesoriu și atât, și nu ești împătimit și nu ești wow, înrăit, fanatic și așa mai departe, nu prea să vei da seama de treaba aceasta. Spun, treaba, spun lucrul acesta deoarece parfumul acesta a fost testat și de către alte persoane din jurul meu și să vă fac așa o medie din șase persoane, doar două mi-au spus că, într-adevăr, smochina este ușor mai sintetică aici. Da? Celelalte patru nu au avut habar de treaba aceasta. Nu că nu au avut habar, să nu fiu greșit înțeleasă. Um, nu au detectat, dacă vreți, da? Sau nu le-a deranjat, sau, da, Na, nasuri diferite, percepții diferite. Bun, trecem la. Următorul parfum inspirat din acest ADN uh, și vorbim despre un parfum, um, eu sunt deja la a doua sticlă, da? uh, este mega vânat de soțul meu uh, și eu întind mâna destul de des după el și vorbim aici despre Liam Liam de la Latafa. Am observat că pe unele site-uri se numește Liam Grey pe altele li am și atât, da? Deci îi spuneți cum vreți voi. Eu sunt la a doua sticluță și da. Și încă o dată mă repet, acesta este parfumul și da, mai este unul, dar l-am ascuns eu de soț. Ajungem acolo și explicăm, povestim. Este unul din parfumurile preferate ale soțului meu. Da? De aceea arată în halul acesta de abuzat. Deci cred că anul, acesta cu siguranță va mai veni încă o sticlă în viața noastră, că na, îl împărțim. Capacul de data aceasta este de plastic, dar este acceptabil și... Ce spune Liam? Liam, Liam, un atomizor cât de cât mai bun de data aceasta el spune că în deschidere și nu înțeleg, da? aici e o mică ceață în căpucul meu și vă explic imediat de ce. Liam sau Liam Gray sau cum vreți voi să-i spuneți al casei la tafa, în deschidere este ușor mai, nu mai fresh, că nu vreau să mergeți cu gândul în altă direcție, de asta evit termenul. Ușor mai răcoritor, dacă aș putea spune, Față de absolut toate celelalte parfumuri inspirate, și inclusiv față de original. Are o deschidere ușor, ușor mai răcoritoare și un, cum să spun eu, are o tentă de 2% de barbershop, cel puțin pe mine una fix acolo mă duce. Dar, încă o dată, vă spun, este un 2% în deschidere. Eu așa îl percep. Da? Soțul meu îmi spune că nu percepe latura aceea, izul acela foarte vag de barbershop Cu toate că are și el la rândul său câteva parfumuri care pur și simplu bubuie um, a acel iz da? Deci ce vreau să spun prin treaba aceasta? L-ar recunoaște da? Dar el nu le resimte, tocmai de aceea spun că în opinia mea este un 2% și este undeva în fundal dar dar um, plusuri și minusuri bine în opinia mea uh, Liam Gray sau Liam sau Liam nu are niciun minus da la final o să vă spun și topul cu favoritele mele da 1 2 3 în opinia mea este perfect este un parfum al casei la tafa extrem, dar extrem de reușit. Este undeva la 100 și ceva de lei pentru 100 de mililitri. Nu are de la bun început, nu există acel iz specific al casei la tafa pe care v-am mai terorizat eu multe videoclipuri. Da, parfumurile casei la tafa pentru mine au un iz aparte în deschidere până să se macereze. Apropo de macerare, um, acesta nu își schimbă foarte, foarte mult aroma după macerare. Da? Doar că devine un pic mai rotundă, dacă vreți, un pic mai profundă, mai bogată și așa mai departe. Însă, nu, nu se întâmplă nimic surprinzător după macerare. Dar, diferență între Liam și originalul de la BDK. În Liam. Cremozitatea este ușor mai domolită, din nou, în opinia mea, experiența mea, după o sticlă și jumătate de liam băută, cremozitatea este ușor mai diminuată față de original, iar dulceața, da, vanilia, vanilia aceea cremoasă, dacă doriți. Eu resimt aici o vanilie cremoasă. Resimt lemnul acela de santal, da, care îi dă cremozitate, însă totodată resimt și uh, izul acela de vanilie. Dulceața lui Liam este un 10%, poate chiar 20% mai pronunțată decât în original. Uh, chestie care, uh, sau fapt care îi uh, mărește performanțele. Da? Pentru că vorbim despre o bază de uh, vanilie și lemn de santal da? Nu știu acum notele, o să vă și o să vă inserez la fiecare parfum notele pe undeva pe aici uh, Din ce mi-aduc eu aminte, nu prea era vanilia listată, dar eu o simt da? Ca performanțe, Liam, pe mine, pe mine. Uh, Stă, duce undeva la 7 ore cu un siaj de două ore. Pe pielea soțului meu duce undeva la, țineți-vă bine, 8 ore, 9 ore, cu un siaj de 2 ore jumate. Da? Pe soțul meu, Liam este ușor mai bombiță, dacă vreți. Dar da, categoric, în opinia mea, este și el destul de foarte apropiat. Dacă ar fi să o fac o paralelă între acestea două, cu siguranță aș alege Liam al casei Latafa ca fiind acel parfum mult mai apropiat de original față de parfumul casei Rix. Bun, trecem la următorul, următorul care este o dezamăgire pentru că mă așteptam, nu că mă așteptam la altceva, da, mă așteptam la altceva pe partea de performanțe uh, pentru simplul fapt că e una în momentul în care l-am achiziționat am dat undeva la 300 și ceva de lei. Vorbim de nișe Marati antic al casei Latafa, care da, vine într-o sticlă fabuloasă, într-adevăr e ceva wow, într-adevăr este cea mai grea sticlă din toate cele ce le veți vedea astăzi, dar pe mine și pe soțul meu, că mă umflă și râsul, ne duce cu gândul la um, chestiile acelea de pus la galerie. Da? Dacă știți ce zic, o să vă dacă știți ce zic. O să vă inserez pe undeva pe aici o imagine. Și antic sau antic, nișe marati, da, are atomizorul mai Wow, față de celelalte. Ce avem aici? În deschidere, deschiderea lui Antic este ușor mai altfel, dacă vreți, în sensul că, da, aici ai negru. Um, ai treaba aceea cu câteva picături de lapte în ceai, da? Ai cremozitatea aceea. Mai bine aș folosi termenul cremozitate, deoarece nu vreau să mergeți către latura că ar avea, nu știu, să vă gândiți că ar avea vreun iz lactonic. Da? Total eronat. Dar, pe lângă acea deschidere de ceai cardamom, care, din nou, aici este undeva mai în fundal, nu este atât de proeminent. Ai smochina celebră, deja, dar ai și o cremozitate dată de, dată de nuca de cocos. Din nou, nu știu dacă e listată sau nu, însă e ceva care, cu siguranță, este cremozitate de nucă de cocos, da um, Bine, treaba aceasta se simte strict în deschidere, pe măsură ce se dezvoltă, pe măsură ce evoluează parfumul, se estompează către dispariția definitivă. Dar, din nou, mi-ar fi plăcut ca nota de cardamom să fie un pic mai in your face. Da? Bine. Eu, acum fiind și această iubitoare a cardamomului în parfumuri, poate că din cauza aceasta, da? Deci nu trebuie să fie literă de lege pentru toată lumea, că oricum suntem diferiți, avem experiențe și percepții diferite în legătură cu parfumurile. Dar. Este și el uh, foarte din filmul Grish Arnel, însă, acum vorbind strict de raportul calitate-preț, pentru mine este o dezamăgire. De ce spun asta? Deoarece el vine în format de 100 de mililitri. V-am spus, prețul său și la ora actuală este undeva în jur de 300-350 de lei. Diferă de la un site la altul. Performanțele acestui parfum, chiar și după mama macerării. Spun mama macerării deoarece... Eu îl am de undeva de prin ianuarie-februarie. Da? Deci de undeva de la începutul anului și acum suntem la jumătatea anului. De e mega macerat, nu ai ce să-i ceri. Doar nu o să se macereze într-un an de zile. Sper. Um, dar chiar și după macerare, el stă și treaba asta este valabilă inclusiv pentru soțul meu, da, și pe mine și pe soțul meu. Uh, Niște marati antic stă undeva la 7 ore, iar siajul este undeva la o oră jumătate 2 ore, undeva între. Mai precis uh, la mine e vorba de o oră jumătate, la soțul meu de 2 ore. Uh, și da. Nu regret pe de o parte deoarece iubesc acest ADN, da, nu mă deranjează faptul că Cred că am mai bine de jumătate de litru de ADN inspirat din gris și Arnel. însă dacă ar fi să um, cumpăr din nou acest parfum, eu cu siguranță n-aș face-o, da, nu aș face-o pentru că există Francsic 63.55 FM, glumeam, este parfumul acela cu uh, nume de post de radio pentru mine. Francic 63.55 de la Fragrance World. Și, Doamne Dumnezeule, Francic 63.55 este extrem și da, eu te ce atomizor. Este extrem de apropiat de antic Mișe Da. Dar extrem, extrem. Cele mai uh, mici diferențe sunt faptul că, hai să mă opresc din adulmecat, uh, în deschidere, în francic 63.55, nu ai acea atingere cremoasă de nucă de cocos ce eu una o resimt în antic de la Latafa. Uh, în afară de treaba aceasta, Mirosul în sine, um, da, mirosul în sine, aroma în sine, îmi dă senzația că este un uh, antic niche marati mai compact, da, mai bine închegat, dacă vreți, un, un, uh, un parfum o aromă mult mai profundă, față de cât este uh, cea casei la Tafa, așa nume, antic. da? Este mult mai dens, mult mai dens. Și da, um, resimt mult mai bine nota de cardamom în francic 63.55 Este acea cremozitate, ai resimți clar acel lemn de santal uh, Resimți acele boabe de tonca Irisul este ușor, ușor mai domolit aici um, Dar nu știu, cum să spun eu Cu toate că Francis 6355 este undeva la 130-140 de lei în momentul de față pe site-ul celor de la Dubai Collection. Da, 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 Roș 25 pentru 10% discount. Oricum, pentru absolut fiecare din parfumuri, o să vă las link în bara de descrieri, unde veți găsi link și către grupul meu de Facebook Freak Family și contul meu de Insta și contul meu de TikTok. Bun, revenind la francis 6355 este uh, extrem de apropiat de ADN-ul lui Grișarnel. Bine, nu spun că antic nu este Însă, uh, fransic 63.55, chiar dacă costă sub 150 de lei, da, ca să rotunjim Este mult mai bogat, mult mai dens și mult mai performant La modul că, după macerare, după ce s-a așezat eu oricum mă l-am din de când a fost prima dată pe site, nu mai știu, ianuarie, februarie, parcă pe undeva pe acolo um, După ce s-a așezat, acest parfum duce atât pe mine cât și pe soțul meu undeva la 9 ore da? Deci 9 ore cu un siaj de 2 ore și jumătate când vine vorba de mine Um, și undeva la două ore culmea când vine vorba de soțul meu. Ori este el la nos mic, ori devine el la mic, ori nu știu ce se întâmplă. Eu una personal îl resimt. Da? Când uh, resimt acest parfum când este purtat de soțul meu. Uf, îmi cer scuze că sunt mai haotică decât de obicei, însă îmi este extrem de cald, extrem de cald. da. În continuare sunt la modul de filmăm cu toate ușile și toate geamurile închise. Bun, revenind la parfumuri, categoric uh, voi achiziționa în continuare Francic FM și în momentul în care se va termina Antic Nishe Marati, pașii la revedere, nu va mai reveni o sticlă în viața mea, cu siguranță nu. Bun, acum, Bine, am zis că topul îl fac la final, dar cel mai performant parfum cu ADN-ul lui Gris Arnel, cel mai complimentat parfum din toate cele ce le-ați văzut până acum, inspirate de ADN-ul lui Gris Arnel, vine ce să vedeți tot de la Dubai Collection și da, momentan este încă pe stoc, vorbim de Rogue Perfumes, și parfumul, și hai să-l țin eu ca să nu fac vreo boroboață, se numește Smoky Woods. Da. Și da. Da, 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 de o mie de ori da. Știu că este undeva mai... Și da, vedeți bine. Și pe acesta îl țin ascuns. Da? Soțul meu nu știe de existența lui. Vede el mai multe parfumuri rău acolo, dar... Da? Ai scrie smokey woods, acesta este undeva mai în spate, să nu ajungă el uh, la el, el la el, ați înțeles tot. Bun, el vine în uh, variantă de 70, da, 70 de mililitri și într-adevăr este undeva la 245, dacă nu mă înșel fără roș 25, Însă, însă merită fiecare leuț cu vârf și îndesat și pe acesta nu îl risipim pe blotter, îl dăm direct pe piele și nu dau mai mult de două pufuri. Bun. Deschiderea lui Smoky Woods este oarecum mai in your face față de absolut toate parfumurile despre care v-am vorbit până acum, inclusiv față de original. Se resimte o idee mai mult cardamom și mai mult ceai negru, iar smochina este, este și ea acolo, dar nu este vedeta, da? Asta strict în deschidere. Iar treaba aceasta um, se resimte, dacă doriți, undeva la maxim 5 minute, da? Maxim 5 minute. După ce începe să se dezvolte, pentru că da, deja a început să se dezvolte Partea cremoasă din ceea ce înseamnă ADN-ul lui Gris Arnel și anume lemnul de santal Partea cremos dulceagă, mai bine spus, deoarece vorbim de lemnul de santal și boabele de tonca Mi se par în varianta Rogue o idee mai in your face Dar treaba aceasta pe mine, una personal, nu mă deranjează absolut deloc da, ai în continuare și izul acela pudrat, ai și iris, ai absolut tot ce trebuie și tot ceea ce ține de gris și arnel. Doamne! Dar, scuze. Este ceva aici, nu știu, are o doză dacă vreți de sexiness, de senzualitate, chiar dacă poate pentru multă lume, ADN-ul lui Gris și Arnel înseamnă un ADN uh, mai curat, dacă doriți, și atât. Uh, pentru mine, ADN-ul lui Gris și Arnel, și anume strict inspirația uh, de la Rogue, Smoky Woods, este un ADN foarte dark și sexy. Uh, dar cum să spun? Hai ca să nu mă înțelegeți greșit. Este Gris și în proporție de 95%. Diferența aceea de 5% dintre Smoky Woods și original constă într-o doză mărită de senzualitate. Da? Îl găsesc ca fiind mult mai senzual decât varianta originală. Da, da. Și am uitat să vă pun pe pauză. Hai să vă pun pe pauză. Da, v-am pus pe pauză pentru că am uitat să aduc și uleiul Smoky Woods de la Rogue Wood London Rogue, da? Care are aceeași aromă precum parfumul, doar că în ulei, stați că era o mică diferență, da, cardamomul se simte o idee mai puternic în deschidere. Da? O idee mai puternic față de EDP. Chestie care, din nou, pe mine una nu mă deranjează, pentru că am mi -mi piace. Și da, la uleiul Smoky Woods mai am o sticluță, însă nu am idee în care din genți, ghiozdane și așa mai departe este. Dar am două sticle. Pentru că vine apocalipsa, și trebuie să fiu dotată. Și oricum, și din um, acesta, cred că o să-mi iau backup dacă tot este pe site, pentru că să fie acolo, Mike, să fie acolo. Bun, acum, la capitolul um, mențiune specială, um, Honorable Mention, avem un parfum care, culmea, S-a lansat în. Mă uit în jos că mi-am notat. În 2004, pe când Gri Arnel s-a lansat în 2019. Ceea ce mie personal nu-mi spune decât faptul, exact cum era o discuție chiar aseară pe grupul meu pe Frag Family, o discuție care a luat așa o întorsătură puțin urâțică, dar nu mai contează. Um, da, nu, uh, vreau să spun ceva legat de acele persoane, dar mai bine mă abțin. Bun, um, revenind la acest parfum, Versace Cristal Noir, EDT, da? EDT. Um, acesta a fost lansat, după cum v-am spus, în 2004, pe când Gris Arnel în 2019. Pentru mine, pentru simțurile mele și pentru percepția mea, Versace Cristal Noir EDT este 40% în zona lui gris șarnel. Și vă spun imediat, ia să vedem, dar eu știu că. Da, trebuie să dau un palmă. De ce spun asta? Ai aceeași smochină fiind de tot pudrată. În deschidere. E drept, aici ai și acel uh, cocos, da? Dar treaba aceea, smochina pudrată din Versace Cristal Noir EDT, um, cremozitatea acestuia, doar că de data aceasta nu avem cremozitatea um, aceea, cum să spun eu, ceioasă, da? Ceaiul acela la te, dacă doriți. Din gri și de data aceasta avem o cremozitate dată de tuberoză, da? Vorbesc de Versace cristal Noir. EDT, Apa de Toaletă. Cu toate acestea, eu tind să cred după nasul meu și după simțurile mele, și eu port Versace cristal Noir, v-am mai spus, v-am vorbit. De el în multe videoclipuri a fost inclus în N selecții și așa mai departe este unul din parfumurile de designer cu o încărcătură emoțională enormă pentru mine și nu numai ceea ce înseamnă parfumerie de designer, dar din toate toate parfumurile ce le am, Versace Cristal Noir Apă de Toaletă are o valoare sentimentală imensă pentru mine și nu vreau să intru de, din nou în acel subiect pentru că și așa, Um, de la căldură sunt un pic pe arătură astăzi și ce -ar mai fi să mă și jelesc Dar, dar, ne adunăm um, Nu știu, eu așa îl percep Chiar sunt curioasă Dacă sunteți purtătoare sau ați fost purtătoare de versace, cristal noir, apă de toaletă Și ați testat și gri șarnel da? Sau îl aveți și pe acela Chiar sunt curioasă să-mi lăsați și mie părerea dumneavoastră în secțiunea comentarii. Pentru mine, și acum, din nou, cu riscul de a deranja și a supăra și așa mai departe. Faptul că, din nou, a fost lansat în 2004, a fost lansat în 2019, da? Sunt 15 ani diferență între aceste două parfumuri. Părerea mea personală este faptul că BDK Gri Charnel este un 40% Versace Cristal Noir apă de toaletă. Da? BDK s-a inspirat de la Versace în legătură cu acest parfum. Este strict părerea mea, strict experiența mea cu aceste două arome. Da? Din nou, chiar sunt foarte, foarte curioasă să-mi spuneți dacă și voi percepeți, simțiți același, același lucru în legătură cu aceste două parfumuri. Oh, nu mai pot. Nu, închidem aici. Oricum v-am spus că am tot ce... A, ah, nu v-am spus la Rogue. Iertare. Iertare că am lăsat pe pauză și am fugit să aduc și oloiul. Rogue se simte uh, Smoky Woods de la Rogue Dubai Collection se simte atât pe mine cât și pe soțul meu și după duși. Da? Garantat, garantat. Și da, este vară exact cum spuneam și în alte videoclipuri, face automat mai multe dușuri pe zi, acesta dacă ar fi cum să spun eu, să spunem că mi-l aplic dimineața, îmi fac un duș undeva pe la ora 11-12, iar după acel duș folosesc doar antiperspirant și nu mai mă dau cu alt parfum. Și mai fac un duș undeva pe la ora 4, da? după amiaza, după al doilea duș, încă este acolo, dar la modul acesta, da? Puțin puțin bagi nasul ca să mă exprim așa. Da? Deci după două dușuri, dacă nu aplici parfum și te dai doar cu antiperspirant, este încă acolo. Asta ca să vă faceți o idee. Iar la capitolul siaj este bomba supremă deoarece strict pe mine, da, strict pe mine, strict în cantitatea aplicată de mine, fără să adaug și uleiul cu aceeași aromă, are un siaj de 3 ore, 3 ore și jumătate, da, deci este pentru mine Smoky Woods de la Rogue este bomba nucleară, da, varianta supremă, șeful lui Grishardel, da, bun, și ca să fac topul, pe repede înainte, topul meu arată așa. Locul întâi fără doar și poate, Rogue Smoky Woods. Locul 2, la performanțele uleiului, nu v-am spus, dacă îl aplicați pe lungimea părului și automat e vară, e cald, e soare, ieșiți afară, proiectează, da, din nou, experiența mea proprie și personală, undeva la 4 ore, da? Pentru că, v-am mai spus, nu intru din nou în detalii că este clipul mult prea lung. Când folosești uleiuri și afară e soare, e cald, cu atât mai mult ele proiectează, da? căldura este uh, principalul uh, ajutător <laughs> Nu vine al cuvânt în cap acum pentru uleiuri, ataruri și ce doriți dumneavoastră. Pe locul 2. Franzic FM. <laughs> Da? din toate toate punctele de vedere. Aromă, performanțe absolut tot, complimente tot tot ce vreți, Pe locul 2. Iar pe locul 3 Liam de la Latafa, da? Deci dacă sunteți ca mine, fierți, că vorbim de un ADN unisex. Dacă sunteți ca mine, fierți pe ADN-ul lui Grisharnel, Însă din nou, dacă și voi sunteți certați cu performanțele lui Gris și Arnel. Astea trei și da, le vedeți foarte bine, dar nu am cum să le țin, că sigur le scap și le sparg, da? Rogue, și Liam de la, la Tafa. Asta e tot ce trebuie să luați în calcul. Da, exact cum v-am spus, și el e pe undeva pe acolo, însă pentru mine și la cât de obișnuită și la cât de mult iubesc ADN-ul ăsta imediat am detectat smochina aceea sinteticuță, iar uh, antic nișe marati, dezamăgire totală. Dezamăgire totală, deoarece m-aș fi așteptat la performanțe mai astronomice, da? Dacă tot costă 300 350 de lei, măcar să știi pe ce dai un ban, zic și eu. Vă mulțumesc dacă ați rămas cu mine până la final. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii orice parfum, ori ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. La fel, dacă aveți Versace Cristal de DT și ați testat și originalul sau le aveți originalul, ați testat și, Gris și arnel, sau dacă le aveți pe amândouă, spuneți-mi și mie dacă sunt doar eu nebună, că doar eu văd asemănări între cele două, uh, și la fel, nu știu, dacă aveți vreunul din parfumurile prezentate de mine astăzi, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce experiență aveți dumneavoastră cu ele. Până data viitoare, vă pup, vă îmbrățișez, vă doresc să nu aveți parte ca mine de muncitori în jurul casei, de construcții noi și așa mai departe, ca să stați în liniște, pace și cu toate geamurile și ușile deschise. Am glumit. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare vă doresc zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat!